Raluca, auzi la Zoli că mă îmbârligă să îl aduc pe Lobo acasă cu moldoveanca. Să facă un spăț. Mai bine s-ar lipsi de ea. N-ar fi mai bine dacă tot facem un bine omenirii. Să-și dea una de la casa de copii. Una de aici. De la noi din Ardeal. Deci, doamnă, nu ești de acord cu... Nu îți place. Foarte bine, fără liniștită, că... E rea, așa-i? Eu urmăresc de mult. Da, da. Ai văzut? Livia merită o angelea. Ai văzut că ce nervos am fost în clipul? Eu am zis, mai bine ia Colania cu Zoli. Am zis să cădem la pace, să mergem la casa de copii, să vedem o fată faină. Auzi, mie nu-mi place și nu place la nimeni de ea. Dar copilul dumneitale e tare îndrăgostit de ea. Îndrăgostit, dar auzi, am ce părere ai, că uită-te. Eu n-am când nicio părere bună. Nu mă pic, n-auzi numai. Nu, nicio părere bună, să rămână, doamnă. Au. Urmăresc de când stă la televizor. Ai văzut-o în clip când o făcut acolo? Că s-o îmbrăca mireasă cu unul de acolo. Da, și eu gelosă. Eu gelosă de n-ai văzut. Nu lasă pe Livia nici să miște în râng. Nici să... Pe Livia... O, atâta e gelosă. Nu vezi că nu lasă să vorbească nici cu... Dar așa după... Că nu-mi femeie place între... de ea. Nu-mi place, domnule, tătă lume. N-am nicio părere bună despre fata aia. Dar Livia merită. Nu sunt atât de foarte faină. Uite că, dar așa după dumneata, că ai văzut emisiunea, da, și cunoști. Mai are ea în inimă tragere după un fost iubit, să mai gândești că au avut iubit care... Să vă spun ceva. Aia vrea să vie aici în Ardeal. E profită de Livia, zice-mă, ăsta e băia bogat. Aha. Duc în Ardeal, dar toți moldoveni. Toți moldoveni fuze din punct, toți călători. Ce dă-i face că Livia merită altă parte? Dar nu sunt veche. Doamnă! Mulțumesc pentru fiecare... Eu mă uit în fiecare zi. Vă cred. Și acum la 11 mă uit. Vă cred. Da? Nu? Place. Adică nu, fata aia e o fată ria. Ria. Bun. Zoli, zi-ți cu toată. Nu-i pentru Livian deloc. Livian merită altceva. Eu am zis, o fată cu școală, cu învățătură, cu ghele. Dar... În limita, ultima limită, eu aș face pasul ăsta să mă duc la o casă de copii și să-i aleg de acolo o fată. Dar nu să-i alegeți, că își găsește... Adică să-și găsească, că să mă duc cu vechi. Are succes la fete. Are, are, are. Și o argheleantă de-a noastră, mult o vence. Atât, doamnă, să rămână, atât. Nu mai zic nimic. La revedere. Să rămână, pe Zoli ai văzut toată lumea. Toată lumea e pe controversă. Aia, mă, că e fată faină aia, mă. De ce? Dacă lui e drag, care e problema? Domnilor, după cum vedeți, situația planează spre derută. Eu sunt de acord cu Lobo, ce zice Lobo. Cu ce zice Lobo? Opa! Megetser, că ne iertăm! Să adună nănașii, voi mânca vas. Să adună nănașii. Zoli, mai vedem. Două secunde. Știe tata. Sunteți de acord să o iei Lobo pe Bianca de nevastă sau? Categoric, susținem până la moarte. Ai văzut? Everybody. Everybody, Nelson. Everybody zice așa. Extraordinar. Grecule, hai aici. Unde mergi? Unde? Linia 1? Auzi că la calea ferată duceți-mă. Ai, 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 ai. Mă duc în piața Zoli să vedem ce să petrece acolo. Dar nu tu, că tu sunt cu... E cu alta? Nu, nu mă zic cu alta, mă. Deci să-ți spui când e ziua ta. Vreau să-ți aduc formație. Nică nu cade. Nebunule! Să merem la o locație frumoasă cu saună, să ne băgăm în saună. Am fost, Nelson, dragă. Am la Ungaria. Am auzit foarte că mi-o spus. Foarte fain a fost.
mi-a spus că ai fost. Extraordinar. Mi-a spus. Bine. Vezi că zona mea e aproape, așa, păi ai grijă. Auzi ce mi-a zis, că l-a văzut pe Lobo în emisiune cu alta. Cu alta. Stai un pic așa să ne înțelege. Cu alta, mă. Cu Bianca. O pus astăzi anunț, măi oameni. Ce, mă? Că Bianca a făcut avort. Nu, dă-te! Nici nu a fost gravidă. Auzi, eu n-am știut de ce mașina nu-i în fața blocului. Tot am întrebat Audi lui Lobo. Tot am întrebat, unde e Audi, Cătăliana? Unde e parcat? O dus Liana că l-a dus la polițat. Ca ieri s-a aud că o vândut Audi pe 4200 și-o trimis banii în Turcia și ca să-i facă avort. Fiți atenți aici. Adevărat! Nică nu crede. Nu e adevărat, mă. Măi, auzi. Sunteți de acord să iei... Domnul Nelson, ceea ce... Deci omul știe. Auzi, sunteți de acord ca să... Eu știți ce m-am gândit? Auziți ce m-am gândit? Ce anume? Să vii acasă să mă duc cu el la o casă de copii să-și aleagă o muiere de acolo. Du-te la Dumnezeu! Ni, serios! Ha? Să-l aduci acasă, vrei? Dar mă vrei să o aduc din Moldova aici? Nu-ți plac moldovencele. Dar nu că nu-mi plac moldovencele. Dar ardelencele îți plac, așa? Dar nu, dacă suntem ardeleni, am să ne împerechem să ăsta... Nu? Sau la dușă, eu ardeleancă. Ardeleancă, bun. Top 2 ardeleancă. Dar dacă iubește, poți să faci ce vrei. Bine, am lasă, că zi de câte ori ai fost îndrăgostită și ai trecut cu vederea. Ți-am adus datoria, tată. Da? Poftim. Bă, omule, iară mă bagă ăstea în... Auzi, dai datoria. Datoria. Ce? Fii atent. Nu, 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 nu. Auzi. Rămânim așa atunci. Trebuie să mergem să-i verificăm, că am înțeles că s-o băgat o groză de bani falși pe piață. Deci nu, așa... nu, nu, care nu mai am papila gustativă la deget ca să filigrama. Pe piața normală, stai liniștită că nu mie. Nu schimba de alea de 500. Eu te cred, uite, dar până la verificarea am sistemului înțeleg. Trebuie să participe. Corect. Să rămână, doamnă. Atât am de drag Livia și Bianca, acum m-am uitat la ei. Dar filmează, doar foarte mai frumoasă în casă ca Bianca nu este. Asta făcută e nu mă pot da. Nu, aud. Nu mă pot da. Aud. Unde? Ești gata? Fii atentă. Am un zis ca să merg la casa de copii să-i găsesc o muiere de acolo. Hai că merg la casa de copii. Da, la Bianca, cea mai frumoasă fată din casă, cea mai frumoasă cu cea mai cuminte. Cea mai cuminte. Cu s-o pupa cu un școadru. Nu s-a pupat cu bărbatul ăla, că s-a pus în casă. Corect, doamnă. Bine, două secunde, ca să ăsta. Din ce zonă a țării sunteți? În Ploplos, în Calvarea, la... Nu, român, ardeleancă sau... Da, de lângă Gherla sunt. Chiocul de jos, și bărbatul lui, meu. Și lui trebuie, numai ardelence. O scădea nu-i place de Gherla. Poftim? E moldoveancă. Uite, domnule, bărbatul meu, da. E, are doi frați care au terminat la Iași facultatea. Unul insulat în Iași, unul în Vaslui, nevastă ăsta e din Tecuș. Extraordinar! Vin în vacanță, eu mă gândesc că e și neam cu țiții. Vin în vacanță la noi. Eu mă gândesc că e și neam cu țiții. Vin în vacanță la noi, într-adevăr, cum natile mele, nu le place tocana ca la noi, ciorba groasă ca la noi, ele sunt cu borș. Cu borșul. Cu borș, ele cu sarmale, cu mamaligă, sarmalele micuțe, am fost anunță la ei. Bine, dar ai văzut-o pe Bianca că a fost la ăia bucătar și la cuțuțe. N-am văzut-o. N-ai văzut emisiunea acolo? Ce-o pierdut? N-am urmărit. Păi, dar eu s-a dus pe ea salvarea. S-a spus, dar asta a fost... Făcut, ascultă, domnule. Am făcut o mâncare că eu dus pe ea salvarea. S-o îngrețălit. Du-te, mă, că te vorbim. Nică nu crede, s-a râs mandalină. Nu pot să cred că te-am întâlnit. Da, doamna, dumneavoastră, e deosebit. E ca Bianca. Domni, pe Bianca, aleluia! O să ca Bianca. Nu te supăra. Ai văzut-o pe Bianca nemachiată? Am văzut. Acum e în emisiune nemachiată. Am mulțul iubit și-o dansat după melodia Eu sunt Nelson Mondial. Da. Ce tardeal. Acum la ardeal. Gândiți că căpăle, așa căpa. Domnule, bă, dansa. Are doi frați însurați în Moldova. Două cumnate am îndădențe. Mai altă decât. Altă. Și nu suntem deosebite, da, de Bianca nemachiată. Doamne, face mâncare bună. Ardelencele fac mâncare. Da, face bună, că numai ciorba mea îmi place. Socrul meu era de...
Și bărbatul meu are un frate în Oradea, așa aia, nu-i cu mămăliga, aia plânge când vrea de mămăliga. Ua, că dificile sunt chem tăticul de capul. Bine, doamne! E datoria de acolo. Nu, eu că nu-i de cum. Dar nici acum nu-ți place de Bianca. Cum? Nici acum nu-ți place de Bianca. Doamne, dar când am văzut că-mi place? Să aduc acasă. Doamne, să nu aduc și la dumneata. Lasă-o acolo să se iubească, să fii fericit dumneata, nu spui. Lasă-i acolo pe amândouă. Păi, dar când am văzut cu aduc acasă? Da, ești dur, e sever, livianiare, atâta de posesiv cu ea, că fata asta nu așează. Nu dansează, nu face. Nu dansează. Am mult o melodie asta, dansează. Și jubiță a avut acolo și din tel, prin numai pe copilul meu îl iubește. Aș fi abuzat ce stasă să o face. Din tel, și numai pe copilul meu îl iubește. Cum l-a văzut pe prânz la Cervoinic, cum gata au fost. Am 11 aia de 31 de ani din Zalău, bătrâna aia. Nu că auzi nici film mai poate face. Lige caritate în siliconie, îți plăcea aia? Nu, dar nu, da. Eu nu vorbesc de ea. Nu povestești pe cineva. Înțeleg? Aia care a venit stricată de cap, de s-a dus înapoi, face tratament. Păi am o scuză, mă, chiar și mi-a dat domnul. Este una. Mariana. Aia, dar pe aia dă-i pe aia. Domnul Nelson, lasă-i acolo. Eu m-aș bucura să mergem. Eu am făcut o cerere. Ascultă, acum Andreea m-a zis către că i-a făcut și cu Ian. Da. Dar să vă da Roxana să strigă. Pe Ian cu eu cumpăra blues, eu cumpăra buchet de flori, o făcut clip cu ea, eu da gură. Da. No. Eu aș fi vrut să fie cu Ian. Bianca. Da, că era mai evit de rău, nu așa posesiv ca așa dumneavoastră. Da, da, da. Așa, la oi, o ducești pe măsa din Tecuciu, măsa-i hardică, dar la dumneavoastră n-are cine că-i no, vezi de treabă. Vezi de treabă, Doamne, e feri, că nu mai apucăm sărbătorile de ce se întâmplă una ca asta. În loc să-l pui în oala cu sarmale, mi-e bag în gură. Eu știu ce se pute cu Iancu, Iancu. E bun, e legat. Iancu, eu am zis că ceva nu e regulă acolo. Știi că stau și Bianca și Iancu, până când tipul nu acceptă nici cum dragostea copilului. Deci Bianca, cam așa e care o dulci pentru Iancu. Și Iancu are pentru ea. O zis astăzi mantea. Mulțumesc la fel, Crăciun elegant. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, îi transmit. Vă vede, de fapt. Auzi? Ai văzut că știe tătătă? Păi știe că se uită la emisiune. Are neamuri în tecut. Dar emnică-i bobocioie. Înțelege? E bobocioie, unde ești, că mă las să mă lupt cu partidul. Mă las să mă lupt singur cu partidul. E bunul ăștia. Da, văzut ai cum le știe pătătul. Nelson, duce-te, rog. Ai văzut că o zis că se uită la Iancu și Iancu se uită la ea. Păi, acolo a fost o dragoste o, mare. Dar vezi, mai mult îl iubește pe copilul tău. Hă? Mai mult îl iubește pe copilul tău. Fațadă. Da, fațadă. Fațadă. Și să nu te bagi între ei. Se lasă. Auzi, vezi că pregătim de ziua ta ceva. I-am spus că de ziua ei pregătim. Da. Cum? Ce ai adus o prăjitură? Dar ce ai făcut de areți așa bine astăzi? M-am îndrăgostit. E? Hai, da. Hai să facem. Păi pune pe noi, nu lua tavanul. Așa. Asta-i. Salut. Ai, Arnold. Sunt aici unde detergent. Da, Maria, păi o poate. Da. Nelson, zi să-ți dai banii ăia. Nu, am o măie pe mine. Cum e în engleză? E bun. Cum e cânt în engleză? Happy birthday to you. Happy birthday to you too. Happy birthday, Grassley, Beverly! Să rămână doamna profesoră. În italiană. Da, da, doamna e prietena mea, să știți. Da? În italiană? Cingă bel, cingă bel, ci 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 miau. Bine. Plec, că am lăsat mașina parcată aiurea. Dar nu, aici în spate am parcat-o. Da? Da, serus. Ceau. Mersi. Nu beau cu lapte.
carne, carne multă. Și mi-o tăia porc. Mi-o tăia tinu porc. Da, un... e aici Dida. Nu mi-a adus mai o sus și cărnațuș. Până la două. Până la două? Na. Cred că lucra acasă, face treaba, așa-i? Da, da. Bun. Până la două mi-a aduce porcii. Mâncava-ți Dumnezeu, o tăia porcii. Numai pe la doi vine cu porcii. Da. Deci așa mai o cum face tinu și cărnaț. Da. Vrem să vedem la degustare. Ascultă-mă ce spun. Să ne spunem părerea. Așa mai o și cărnaț. Da, jumeri. Să se topchesc în gură. Ce zice Toria? Salut-o. Torie. Să se topchesc în gură. E tata. Stai să vezi după ce îmi pui dinți. Oi, oi, oi. Stai să vezi. Ce faci? N-ai bani, mă, Nelson. Ia, ai văzut că ți-o dat omul. N-ai vrut să iei. Să vedem, ai bani. N-am, de unde să am? Oi, oi, oi. De unde să am? Mai, pădotilor, mai... Măi, pădugilor, măi! De unde să măi, pădugilor? Mă duc ferus! Eu mă arăt la studio, domnilor, să vedem ce se întâmplă cu colinda mea. Că și aici numai colinzinele beton armat are.